Salutare dragi prieteni, eu sunt Marius Aslău și vreau să vă anunț ceva foarte important, de aceea rămâneți împreună cu mine ca să aflați ceea ce vreau să vă spun. Pentru toți cei care cântați la diferite instrumente, m-am gândit să învățăm împreună cântecele din această carte, din cântările Evangheliei. Da, știu unii dintre dumneavoastră să-mi spuneți că este o carte veche, nu se mai folosește, iar în bisericile noastre se cântă o altfel de muzică, de fapt o muzică contemporană. Probabil o să-mi spuneți că aceste cântece sunt vechi și irelevante. Eu nu consider așa, eu consider că sunt niște cântece care laudă pe Domnul și asta este cel mai important. Pentru mine nu contează că aceste cântece sunt vechi, precum nu mă deranjează nici cântecele noi. Cel mai important este pentru noi ca acele cântece pe care le cântăm să fie niște cântece care să prezinte adevărul, să nu prezinte erezii sau neadevăruri. Dacă vei face toate aceste cântece din această carte, în urma studiului tău personal, eu îți garantez că tu vei ști să cânți foarte bine. Inițial când mi-a venit această idee de a face aceste cântece din această carte, n-am știut la ce instrument să le cânt, dar apoi mi-am dat seama că este foarte bine să fac aceste cântece la orgă, deoarece în biserici aceste cântece comune se acompaniază de regulă cu orga. Așadar, voi face aceste cântece la orgă, la pian, dar nu le voi cânta foarte complicat, nu voi folosi foarte multe acorduri, deoarece vreau ca cei care sunteți mai începători să pricepeți și să puteți să studiați împreună cu mine aceste cântece. Scopul este să ajut începătorii, dar și cei care sunt puțin mai avansați. Dar ca să nu se supere chitariștii sau cei care cântă la mandolină, m-am gândit să alternez și să fac aceste cântece și la chitară, dar și la mandolină. Pentru fiecare cântec voi face câte un video și va putea fi vizionat chiar și de pe telefon. Va fi util acest video și pentru cei care vor să-și readucă aminte de melodia acestor cântece. În carte sunt 601 cântece. Dacă voi face în fiecare săptămână câte un cântec sau două, atunci pe o perioadă lungă de timp vom studia împreună această carte. Dar cu trecerea timpului aceste videouri vor fi foarte utile pentru cei care vor să învețe la pian sau la celelalte instrumente muzicale. Recomand începătorilor să studieze câte un cântec sau două pe săptămână, iar după tot acest timp ei vor deveni pianiști foarte buni. Deci haideți să pornim împreună în acest maraton extraordinar. Cine va ajunge până la final va fi un instrumentist foarte bun. De asemenea, voi avea și un site unde voi posta aceste clipuri, ca să fie mai ușor pentru dumneavoastră să le găsiți. Și tot de acolo veți putea să vă descărcați fiecare partitură. În carte, partiturile nu indică acordurile pe care trebuie să le schimbăm în aceste cântece. Dar în partiturile pe care le veți găsi pe acest site, veți găsi chiar și acordurile și toate uh, însemnele și îndemnurile pentru a cânta cântecele fără probleme. Partiturile le voi posta atunci când voi posta și clipul. Nu vor fi partituri înainte de a posta clipul. Dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, abonați-vă chiar acum, apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări ori de câte ori voi posta un nou clip. Deci haideți să pornim în acest maraton. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să studiați cântecele din această carte.